Vreau să te întreb de perioada grea. Ce te-a făcut, în afară de dragostea pentru Rapid, să accepți unele umilințe? Pentru că a fost greu de tot și eu știu că n-aveați un să vă antrenați, n-aveați echipament, nu se pune problema de masă după antrenament, nu se punea problema atunci. Asta zi de perioada când, înainte să dăm faliment. Da, da. Păi, adică ce te mai motiva? În afară, bă, dragostea pentru Rapid, cum ai zis și tu, vrei un trai decent. Da, luai banii odată la 6 luni sau nu-i mai luai deloc? Ideea e în felul următor, dacă promovam în anul ăla, veneau banii din televiziune, oarecum îți reveneai. Eu au crezut foarte mult în chestia, știu că eram toți atunci și când era Viorel Moldovan, ăsta era singurul stimulant. Da. Promovăm și vin banii. Și vin pe ce ai muncit din urmă. Te gândeai că o să iei... Ții o parte, ții 75% din cât aveai, cam asta era o înțelegere pe vremea. Să promovezi și să ții, dar ai promovat și ai dat faliment, n-ai mai luat nimic. Bine, ideea e în felul următor, că tot ți-a fost greu, că de la lună la lună era greu să supraviețuiești, dar și atunci aveam un grup la fel de unit, Neaviu avea prieteni care veneau cu prime la meciuri. Din bine, nu-ți imagina prime... Nu, veneau câte 200 de dolari de fiecare, mi-aduc aminte și acum. 200 de dolari. Meci, da, cam atât venea. Din partea prietenilor lui Viorel Moldovean. Da. Ne-a cumpărat și ghete, ne-a adus și ghete. Da. Deci Viorel Moldovan, antrenorul la Rapid, cumpăra ghete pentru jucătorii Rapidului. Da, ne-a cerut, am făcut listă cu numerele, ne-a trimis. A avut multă pasiune, multă pasiune. Și disponibilitate financiară, că vii și dai din buzunar, vii la Rapid antrenor și dai din buzunar. Sau rogi colegi să bă, dai și voi 20 de perechi. Și ne-a înțeles întotdeauna, ne-a înțeles și a știut să gestioneze, a știut să ne și ceară pe lipsa asta, să jucăm și să promovăm. Un antrenor bun, Viorel Moldovan, sau mai mult un om foarte bun? Din punctul meu de vedere, ambele. La ce a fost în perioada aia și ce am lucrat cu domnule. A făcut atunci. Din Rahat Beach, să-mi fie iertat expresia, eram atunci și mi se părea incredibil cum reușește echipa asta să joace. Pentru că toți eram într-o stare de, atât în vestiar cât și în administrativ, amorțeală. Într-o stare de tristețe și de îngrijorare. N-aveam ce duce acasă. Chiar și băiatul ăsta, un om care nu s-a îmbogățit în fotbal. Băi, era Robert, era de dus pâinea acasă. Au câte luni ai stat neplătit cel mai mult la Rapid? Nu știu, cred că s-au adunat la un dat, cred că erau vreo 15 luni, ceva de genul. 15? Da, adunate. Un an și ceva? Da, bine, luam o lună, două, după aia nu mai luam 4 luni, după aia iar luam două, nu mai luam 4. Dar s-adunase un an jumate aproape la un moment dat. Un an și ceva. Păi și cum să trăiești modest? Sau să cum? Păi, ideea e în felul următor, că sperai să promovezi și să-ți mai recuperezi o parte din banii aia. Și toți trăiam din banii familiilor o perioadă. Da. Deci, atât mai greu, un fotbalist, la Rapid și să zici, bă... Da, uite, acum că stau și mă gândesc... Nu știu, mi se pare extraordinar de frumos că am reușit să facem ce am făcut atunci. Dar îți vine atunci să crezi acum ce se întâmplă acum la Rapid? Tu care ai trăit și... Nu. Asta am zis și eu, mi se pare că e cam cea mai bună perioadă. E raiul pe pământ acum, nu? E cam cea mai bună perioadă pe care... Păi amintindu-ne de... Deci facem o comparație între acum și atunci am mai povestit-o când a fost Ionuț Voicu în emisiune. Amintește-ți de acel meci amical cu bilete... online și alea și 5 lei intrare generală și banii pe care eu i-am adus la ușa vestiarului, i-am dat lui Ionuț Voicu într-o cutie. Cutie de carton. Ionuț și în parte. Da, bravo că mai ne împărțea bani din bilete, exact, în perioada aia. Da. Și a mai fost când a venit după ce se scădeau cheltuielile ce rămânea, ajungea și la voi, o parte și împărțeați în vestiar. A mai fost când a venit Nea Mircea Lucescu și ne-a dat 50.000 de dolari și au fost sunați toți la telefon, să mergem la ProRapid, în primul rând să meargă jucătorii, că așa e și pe urmă noi din administrativ, mie mi-a costat telefonul din mână și m-a prins, ți-am povestit că m-a prins și poliția, că am făcut stânga, ce faci, mă duc, îmi dai amendă, acum ne dă și nouă niște bani. După atâtea luni. Hai, du-te, înțelegi. Da, vremuri foarte grele, foarte grele. Dar uite, încă o dată s-a văzut rapidistul din el și n-avea cum, Robert, că îl întrebai ce te-a... Bă, după 9 ani de junior la Rapid? Da, dar sunt o grămadă care stau la juniori, la același club și pe urmă să duc prin alte părți. Că n-ai, te duce viața. Te duce viața, profesia, așa, viața, problemele, te împing să faci anumite mișcări. Pe mine m-a dus tot aici. Tot aici. Da.